Doamnelor, am visat azi noapte că eram critic de artă și mie îmi place să-mi iau visele foarte, visurile. Mă rog, foarte în serios, așa că astăzi facem o incursiune împreună prin Bucureștiul cultural, artistic, și vom interpreta împreună această superbă stradă din București, pe numele său Pictor Artur Verona. Foarte centrală, aproape de Piața Romană, o găsiți pe hartă super ușor, nu-mi fac griji. Vom interpreta niște lucrări ale unor artiști de mare valoare, al căror nume nu-l știu, dar îl aflu și vi-l spun dacă vreți să-l știți. Sunt abstracte și nu tocmai, așa că vom interpreta împreună să vedem ce a vrut să spună autorul, cam ca la școală, știți? Hai cu mine! M-am oprit în fața acestui zid spectaculos decorat. Ei bine, și după cum putem observa aici, în partea stângă, scriu cu mâna dreaptă, niște aglomerări în zona Clujului. Nu glumesc, nu prezint meteo, mă iertați. Mă luase valul, visam să fiu Corina Caragea. Astăzi sunt criticul vostru de artă, mi-am uitat și rolul. E de la soare și e foarte cald. Aici putem observa probabil ceva ce se dorește a fi o metaforă a urbei noastre, pentru că vedem o aglomerare de clădiri de multe, multe stiluri. Practic și stilul, nu știu ce stiluri avem în București, dar sunt foarte multe. Puteți observa aici niște clădiri, un pod grand, alt pod din București nu mai știu. Mai avem aici, priviți, un tank. Probabil a fost făcut după martie. Mi se suflă în cască însă că este un excavator. Scuze. Da, mergem mai departe, observăm și aici tot. Iată că dacă mă uitam mai bine, nu deam seama că este un excavator. Iarăși o metaforă că în București se lucrează foarte mult. Suntem un oraș în continuă dezvoltare, practic. Probabil acești chișchirei zburători se vor a fi dolari, dar noi nu avem dolari. Dar știți vorba aceea, românul când rămâne fără lei schimbă niște dolari și niște euro, așa și în București, după cum se poate observa aici, acolo sus ceva se dărâmă. Metaforă completă, v-am zis. Tot timpul se dezvoltă, tot timpul o bărmașină sună de la etajul 3 și ne trezește la 7, să ne trezește copilul, latră câinele, ceva nu e ok. Domnule, să-i spune cineva doamnei călugărițe că există și telefoane cu 3 camere, din colecția anterioară. Mi se pare totuși ciudată reprezentarea aceasta unui chip monahal, să-i spunem, pentru că eu sunt critic de artă și voi puteți fi dacă vă plimbați pe aici. Practic, licoarea verde poate fi ce vreți voi să fie. Iar eu îmi imaginez că este un ceai răcoritor de hibiscus. Hibiscus e mov, mă rog. Dar știți ce nu înțeleg eu? Ok, hainele sigur nu erau chiar din vremea lui Nenea Iancu, dar eu nu înțeleg alăturarea. Ionuca Caragiale și avocado. Desfăcut pe jumătate. Eu m-am prins. Voi v-ați prins de faza asta? Deci nu e așa o metaforă la care să te gândești prea mult. E mură în gură. Practic, nenea asta cu șapcă se plânge că e orașul plin de gunoaie. Și el ce face? Uite, și femeia asta la fel. Aveți grijă, mămică, de orașul ăsta. Pentru voi, fetelor, o inimă pentru 3 zâne. Fiți atente, aveți 10 secunde la dispoziție să interpretați această imagine și să spuneți ce reprezintă această tânără care are o singură cearcănă, vă rog să observați această inimă și să spuneți voi, să descrieți ce reprezintă, ce a vrut să spună autorul. Să vă pregătiți pentru că data viitoare extemporal.